Știrile Alfa Omega te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Săptămâna aceasta aflăm detalii despre case de rugăciune din țara noastră care au ca scop lauda la adresa lui Dumnezeu și mijlocirea. De asemenea, vom vedea cum se implică organizațiile creștine alături de instituțiile statului în lupta împotriva traficului de persoane. Sunt Adriana Niță și vă aștept vineri de la ora 19:30 la Știrile Alfa Omega.